Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe scara Richter s-a produs luni după masa în județul Gorj, la o adâncime de aproximativ 15 km. Seismul a fost resimțit și în județul Hunedoara, fiind surprins și de camerele de luat vederi în timpul emisiunii Hunedoara în direct, având ca invitat directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara, Alina Bârlea. E foarte, foarte greu de spus acum din urmă ce s-a întâmplat. Am simțit puțin mai devreme, probabil și dumneavoastră, a fost un cutremur. Cred că mi-ați văzut reacția. Astăzi la ora 16:02 s-a produs în Oltenia, în Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,9 la o adâncime de 14,7 km, deși inițial era 4,6. Iată că cei de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului au transmis ulterior că a fost de 4,9. Să sperăm că lucrurile se vor așeza odată și odată și nu vom mai trebui să trecem prin astfel de stări. În cazul seismelor, sistemul RoAlert nu va difuza notificări anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației cu măsuri de protecție adecvate. Reamintim că cel mai semnificativ cutremur din zona Olteniei a avut loc în data de 14 februarie și a avut o intensitate de 5,7. Cu zi înainte, aceeași zonă a fost guduită de un alt seism de 5,2 grade pe scara Richter. Ambele cutremure, ca și cel de ieri, s-au resimțit și în județul Hunedoara.